Tu de ce râzi? Măi, când vine Răzvan aici, pe bune, mă iau toate emoțiile. Deci noroc de tine. Pe bune. Noroc. Deci când apare Răzvan, deja mă ia cu transpirație rece, nu. Ținem, Doamne, serverul ca să nu crape clipul. Măi, măi. Să. Să nu am beduri pe hard. Gard, măi, iar o dăm în gard, că iar o dăm în gard, măi. Eu am făcut școală de informatică și știu mulți termeni care nu folosesc nimănui. Am înțeles, e foarte bine. Te pupăm, îți mulțumim că ai trecut pe la noi. Da, mulțumesc și eu tare mult pentru invitație. Răzvan, zâmbește și tu odată. Nu mai transpira pe fata. Mai, dar zâmbește și tu frumos odată, este... că stai așa de fiecare dată. Stai, iartă-mă un pic că trebuie să te protejezi. Răzvan este supranumit și priviciosul. Da? Păi nu degeaba. Odată s-a uitat într-un restaurant. S-a uitat într-o direcție și din start au apărut păreri, articole. Andreea Esca a scris despre privirea lui Răzvan. Hai, ce mă obosește băiatul ăsta. Odată să scriu ceva despre Răzvan. De atunci, noi în spate, în ședință, îl ținem cu o mască de fier. Îi și zicem. Mai bine așa. Contele de Monte Carlo. Da, uite unde era. Din păcate, anii au trecut, a trecut de atunci ceva timp și din priviciosul s-a transformat în sfărăiciosul. Așa e de la o vârstă, nu, Dani? E, mie îmi spui, draga mea. Sunt în stare să adorm și în troleibuz, și la film, și la coadă. Și la coasă. Dar nu la coada vacii. Mai nu. Mulțumim, ababei. Mergem la... Măi, Dani, măi, în primul rând vorbește cu mine. Dacă vorbești cu mine, trebuie să ai și un contact vizual. Nu spui mulțumesc, ababei. Păi stai, măi, dacă are contact vizual cu tine, nu e bine. Dacă nu are contact, iar nu-i păi bine. Păi nu e bine, tu o transpiri. Eu să nu ai. Eu să am, tu să nu ai. Tu o transpiri, eu nu o transpir. Ai înțeles? Asta voiam să zic. Mă duc. Deci, acum poți să zici, mulțumim, da. Fata babei, că ai venit pe la noi. Mulțumim, ababei. Da. Auzi, Dani, să-mi dai și mie acolo un follow pe Insta, că am văzut că ați pus acolo, trebuie să-i rog și pe cei de acasă să tu dea un follow. Tu crezi că așa ușor să iau un follow de la mine? Da. De păi ce eu nu? Nici nu te transpir și vrei să-ți dau follow. Să-ți dea priviciosul. Dani, totul are un început, știi? Trebuie să mai faci tu câte un pas din asta, uite, dai un follow și apoi nu știu ce faci tu cu transpirația, e problema ta, dar poți să dai un follow, uite, o fată care cântă frumos, știi ce zic? Merită. Știi ce zic? Se merită. Bun. Da. Vreau să știu tehnic dacă harta meteo este de pe același server grafic. Atâta vreau să știu, e de pe alt server. Atunci, ținem, Doamne, serverul. Eu nu mai cânta. Te rog, eu nu ținem, Doamne, serverul! Vrei mai mișcată? Da. Te chem să-mi cânti la nuntă. Ținem, Doamne, serverul! Să nu crape clipuțul! Să nu crape clipuțul! Acesta, doamnelor și domnilor, este un trap folcloric. Să nu am benduri pe hart! Că iară o dam de gard! Hai! Hai!